Strada Gării din municipiul Mediaș va fi închisă complet circulației rutiere în noaptea de joi spre vineri. Tronsonul cuprins între intersecția cu strada Titus Andronic și până la intersecția cu șoseaua Sibiului va fi închis circulației rutiere de joi 29 august ora 22 până vineri 30 august ora 6. Închiderea circulației este cauzată de lucrările desfășurate în zonă de compania APA Târnavei Mari. Traficul rutier se va desfășura astfel. Dinspre Sibiu spre Târnăveni, pe traseul șoseaua Sibiu, Biului, piața Andrei Șaguna, strada Unirii, strada Mihai Eminescu, strada Carpați și strada Baznei. Dinspre Târnăveni spre Sibiu, pe traseul strada Gării, strada Lucian Blaga, strada Ștefan Ludwig Hirot, strada Unirii și șoseaua Sibiului. Închiderea circulației rutiere pe tronsonul menționat și devierea traficului pe rutele ocolitoare se face conform unui aviz emis de Inspectoratul General al Poliției Române, IPJ Sibiu și Poliția Municipiului Mediaș. Într-un comunicat de presă, compania APA Târnavei Mari cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește pentru înțelegere, asigurând totodată cetățenii că toate lucrările sunt realizate în beneficiul comunității noastre.